Bună seara din nou. Nu știu dacă a mai venit cineva între timp. Începem ultimul slot alături de Dragoș meu. Îmi prezent performance manager la Cubis Interactive. Dragoș are experiență de peste 5 ani în industria asta de marketing online. În prezent lucrând pe niște conturi mari, cum ar fi Guarantee Bank, Cursus, Milupa, and so on. Poate să vă povestească el mai multe. Vă invit să ne așezăm și să terminăm. Dragoș, oricum e concis. Scurt la obiect, nu mai mult de 55 de minute, promit. Merge? Merge. Ok, ultima oară am avut 135 de slide-uri, acum am comprimat la 119, deci o să terminăm chiar foarte, foarte repede. Prezentarea mea începe cu un titlu destul de ciudat. Cum să faci bani cu mai puțin bani. Sună foarte, foarte, foarte ciudat. Și pentru asta am o metaforă pentru voi. De fapt, o întrebare. Ce avem noi aici? Știe cineva? Este un contur. Vă dau un indiciu. Este un contur al unei țări. Israel. Ce țară este acolo? Israel. Israel. Corect. Israel, da? It's a bird, a plane, no, it's Israel. În Israel, Israel este țara cu cele mai multe persoane cu studii superioare pe cap, pe mia de locuitori. O populație destul de mică, dar sunt foarte, foarte studioși, să spunem, israelieni. Pentru asta îi respect foarte mult. Sunt niște economiști renumiți. Teoretic, ei ar putea să răspundă la întrebarea cum să faci mai mulți bani cu mai puțin bani. Însă, suntem în, și anume, România. Da? Doar România, decât România. Într-o țară în care doar 59,22% au luat bacul în 2014. Ai spune că nu prea avem cum să răspunde la întrebarea cum poți să faci mai mulți bani cu mai puțin bani. Însă, noi avem ceva ce ceilalți nu au, și anume creativitate. În curs de recunoaștere. Dacă Israelul este nominalizat la premiile Nobel de economie și câștigă, sunt mulți israelieni evrei care câștigă premii Nobel în economie, sunt finanțiștii lumii, aș putea spune. Noi ne mândrim cu Cannes Lyon, cu festivalul de film de la Cannes, Berlin și așa mai departe. Suntem mai degrabă creativi. Așadar, cum poți să faci mai mulți bani cu mai puțin bani? Foarte simplu. Prin creativitate. Dragoș meu este numele meu și o să încercăm să avem acum o prezentare un pic altfel. O prezentare un pic mai generală, macro, despre strategii de PPC pe care le putem aplica în campaniile noastre de turism. Așa cum a spus și Andreea, performance manager la Cubis, 5 ani de experiență în campaniile PPC și aștept din partea voastră foarte, foarte multe întrebări. Hai să vedem despre ce vom vorbi în cele 123, sau nu cred că au mai rămas vreo 109 slide-uri. O să vorbim despre search, display, remarketing, despre Facebook Ads, New Target, Retargeting, Custom Audience, managementul bazei de date și, bineînțeles, ce-i mai bun la final, cel mai important element din prezentare pe care îl veți afla doar dacă stați până la finalul prezentării. Bun. Nu face publicitate, mă? Să știi că este și un moment publicitar undeva pe acolo. Ai nivelit destul de bine. Bun. Metafora mea va fi legată de cele două țări, în principiu, despre Israel și România. Israel este o țară a economiștilor, să spunem, România este o țară a creativității. Da, într-adevăr, generalizez, dar este doar cu scop educativ. De asemenea, când spun Israel, spun predictibilitate, sustenabilitate în același moment. Când vorbesc despre România, vorbesc despre creativitate, despre cum poți să faci lucrurile altfel. Se știe că tot timpul, inclusiv la Geneva, la premiile de la Geneva, românii sunt cunoscuți ca persoane inventive, creative, care găsesc tot timpul soluții altfel. În continuare să vă prezint cum fac unii,
PPC și cum poți să faci PPC altfel. Când vorbesc de cum pot unii să facă PPC, o să mă refer la un singur exemplu. Și anume Booking.com. Foarte mulți, dacă nu aproape toți, când vorbim de turism, ne raportăm la Booking.com. Fac așa pentru că face Booking.com. A, mă raportez la Booking.com. Booking.com este cel mai bun exemplu în materie de PPC, marketing online. Eu trebuie să fiu cât mai aproape de Booking.com. Ce-mi doresc eu? Să faceți lucrurile total diferit față de cum face Booking.com. Booking.com este un oligar, este un competitor foarte, foarte mare, global. Asta este practic, aceasta poate fi diferența între voi și Booking.com. Ei sunt global, voi sunteți local, vă puteți găsi nișe, puteți faceți campanii altfel. Nu neapărat ca Booking.com. Cum face Booking.com? Se afișează pe prima poziție pe foarte multe cuvinte generale, care nu reprezintă nimic în ceea ce privește search-ul, pe cuvinte de genul hotel, hotel ieftin, cazare ieftină și așa mai departe. De asemenea, ce face Booking.com și face, de punctul meu de vedere, greșit, licitează foarte mult pentru prima poziție. Ca să ia pe acei happy clicker, cei care dau tot timpul click pe primul rezultat. Nu trebuie să licitezi foarte mult, trebuie să fii mereu pe prima poziție și foarte, foarte important, dacă vrei să faci acum o campanie în turism pe Google Search, nu încerca să te bați cu Booking.com. Sfatul meu. De asemenea, sunt mai cuvinte pe Broadmatch. Suntem în anul 2015, nu mai este cazul să ai cuvinte pe Broadmatch. Încearcă să migrezi, poate nu spre exact match, cât și spre modifier Broad, pe long tail. Ce ar trebui să faci diferit, dacă vrei să fii creativ? Ar trebui o idee să ai campanii diferite în funcție de zona de promovare. Ar trebui să ai campanii pe București, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov și așa mai departe. În cazul în care tu ai un pachet turistic, nu știu, ofertă în Grecia cu transport inclus, ar trebui să-i spui celui din Sibiu că poate să plece din Sibiu, din Piața Mare din Sibiu, în fiecare luni la ora 12. Nu să-l trimiți pe o pagină unde poate prima ofertă va fi cea din plecare din București. Dar ar trebui să ai landing page diferit pentru fiecare zonă în parte, pentru fiecare oraș în parte, și campanii în care targetezi geografic pentru fiecare din aceste zone. De asemenea, licitează pe denumirile hotelurilor, nu neapărat pe stațiuni, stațiuni, orașe respective, hotel în Tunii, ci pe denumirea hotelului. Un fel de, nu știu, să-i spunem, cod de produs. Da? Cine caută hotelul respectiv este clar că este foarte informat, este mult mai aproape de achiziție decât cel care caută hotelul în Dunii, să spunem. De asemenea, mergi foarte mult pe nowness și pe nișe, dar asta înseamnă că trebuie să fii tot timpul la curent cu ceea ce se întâmplă. A fost o criză parcă anul trecut. Litoralul bulgăresc a fost poluat, a fost o știre de genul acesta. Nu știu ce substanță, ce nume? Ceva, nu știu, puteai să iei hepatită și așa mai departe. Era o oportunitate foarte mare să promovezi ofertele pe Grecia, ofertele poate pe litoralul românesc, mai înspre Novodar, ofertele în Turcia. Da? Puteai să iei un mesaj de genul, nu te duci în Bulgaria, pentru că acolo poți să iei hepatită, vino în Grecia și poți să rămâi cu un gust plăcut, dar este un dovec și tot altceva. Bun. Astea sunt cele două abordări. Dacă vrei să fii previzibil la Booking.com sau dacă vrei să fii creativ cum sunt românii. Bun. Google AdWords Display. Dacă ești previzibil, ai o campanie pe site-uri de turism și site-uri de leisure. Pentru că nu e așa, doar atunci cauți un pachet turistic. Doar când intri pe site-uri de turism, cauți oferte de turism. În rest, bineînțeles că Facebook-ul este închis și stai și lucrezi 8 ore pe zi la birou, nu intru pe niciun site de turist pentru că tu nu cauți atunci vacanță. Bun. De asemenea, există un alt tip de previzibil, ceva mai specific. Adăugăm contextual cuvinte de genul vacanță, Grecia,
All Inclusive. Sunt foarte, foarte multe știri, poate negative, despre All Inclusive-ul din Turcia, din Bulgaria, sau sunt pur și simplu știri care nu au legătură cu turismul și au aceste cuvinte cheie. Te poți afișa degeaba, din punctul meu de vedere, pe acele site-uri. În schimb, dacă vrei să fii creativ și nu vrei să spargi foarte mulți bani, pentru că, în definitiv, pe display, cu astfel de targetare, spargi foarte mulți bani și nu doar că nu aduci mulți bani în agenția de turism, dar și mănânci foarte mulți bani cu campania ta media, ar trebui să te gândești la ceva mai creativ, și anume la YouTube, să zicem, și poate să targetezi strict melodiile de vacanță. Aici ai nevoie poate de un brainstorming, stai să te gândești care sunt melodiile de vacanță. În momentul în care mai aveați câteva zile și plecați în vacanță sau vă trecea prin minte gândul de vacanță, poate, nu știu, în februarie, într-un februarie foarte înfrigurat și vă gândeați la căldura litoralului grecesc, poate ascultați, nu știu, muzică grecească, da? În acel moment. Cred că este un moment foarte, foarte potrivit să ai ofertă cu un pachet turistic în Grecia. Cu soare, cu Santorini, cu ceea ce vrei tu. Sunt sigur că ai putea avea rezultate foarte, foarte mari și, în plus, nu ai avea un spend foarte mare, pentru că mergi nișat doar pe anumite melodii. Pur și simplu îți faci un playlist, te gândești la un playlist. Și un alt lucru destul de interesant și, din punctul meu de vedere, ușor vandabil, pentru publicul plus 65. Nu sunt foarte mulți, sunt destul de puțini, însă cu o campanie de display destul de generală, ai putea vinde pentru ei pachete pentru seniori. De obicei, rata de click și rezultatele de conversie destul de bune pe acest segment de public, într-adevăr, nu este un volum foarte mare, 65+, însă este o nișă, o oportunitate pentru cineva care vrea să fie creativ în campaniile lor PPC. Întrebări până aici? La nișa de 65+, la întrebare? Bun, ai încercat o campanie pe ea? Am încercat o campanie, nu pe turism. Nu, pe turism n-am încercat. Am avut campanii de search pe seniori. Cu oferte pentru seniori. Ce la de conversie a fost efectiv pe site, nu de a căuta să vină în agenție. Că țâi aceea vârstă, când omul nu are încredere, caută, după aceea își caută agenția cea mai aproape. Rata de conversie a fost destul de bună. A fost peste media celorlalte campanii de search, la nivel de lead-uri. Nu pot să spun la nivel de rezultat efectiv. Cerere ofertă. Dar la nivel de rezultat, nu pot să spun dacă a semnat, într-adevăr, cu respectiva agenție de turism în final. Este, într-adevăr, o altă discuție. Poate fi o altă discuție despre calitatea lead-ului, dacă este una mai bună sau mai puțin bună. Dar important este, în primul rând, să aduci lead-uri pe site. Și să găsești foarte, foarte multe nișe. Aceasta este o nișă. Ok. Da? Și după aceea vine acea problemă. Pierzi atâta vreme cu un om de genul acela. Ok. Da? Și pierzi timpul cu el și în momentul când intră pe maghiere, îți ia toate agențiile la rând. De acord. Însă, pe GDN ai un cost mai mic pe click decât în search. Da. Este un segment de public destul de restrâns și cred că ar merita să încerci în acest sezon un 50 de euro într-o lună. Un 50 de euro, să vezi cum a mers. Sunt 2 milioane. Dacă cu 2 milioane aduci câți? De câți ai nevoie? De 4. 4. Dacă aduci 5, deja anul viitor vei avea 50 de euro plus profitul de la al cincilea senior. Ne-am avut cel mai ăsta a fost 93 de ani de pe internet. Ok. Nu vreau să știu cât a costat asigurarea medicală pentru ea. Deci ei s-a făcut, nu contează. Da. Nu, indiferent de vârstă. De acord. Îți recomand să încerci safe prima dată, 50 de euro, da? Să riști cei 50 de euro și să vezi dacă ți aduc 60 de euro. Și tot așa, ușor, ușor, sustenabil să crești,
bazat pe creativitate. Bun, hai să vorbim despre remarketing. Bănuiesc că știți cu toții cum funcționează remarketingul și cât de tare este remarketingul. Este tare, dar poate fi uneori destul de lame, ca să spunem așa. Există remarketingul clasic, care nu spune absolut nimic, a intrat pe o pagină cu oferte duni, te remarketezi cu bannerele cu oferte duni. Trebuie să te gândești, dar acel utilizator a mai văzut și alte pagini, a mai văzut și alte stațiuni, a mai văzut și alte țări, sau s-a oprit doar la ofertele și hotelurile din stațiunea Duni. Dacă a mers mai departe și în alte țări, sau în alte stațiuni de pe litoralul bulgăresc, poate ar trebui să ai o altă ofertă. Dar revenim cu acest detaliu în slide-ul de creativitate. De asemenea, Dynamic Remarketing, Booking.com, de departe este exemplul pe care toată lumea îl dă când vorbește de Dynamic Remarketing și chiar de remarketing. A intrat pe Booking, ai văzut o cameră de hotel, după care instant te retargetează. Aici este un exemplu din Facebook, vorbesc de AdWords, dar la fel se întâmplă și în AdWords. Este ok să automatizezi, însă cu anumite limite. Este foarte fină limita între tehnologie și umanitate în ultimul timp. Foarte des tehnologia ia locul omului și este oarecum normal. Vrem să fim eficienți, dorim să automatizăm foarte multe procese, dar în definitiv trebuie să ne gândim la experiența utilizatorului. Dacă eu am intrat pe booking.com, acolo este o ofertă din Costinești, să zicem. Pentru că vreau să-mi iau din timp bilete pentru Costinești, să fiu cât mai aproape de obelisc. Bun, am intrat pe o pagină Costinești, după care am stat, m-am gândit o oră, o zi, o săptămână, două săptămâni. În a doua săptămână văd din nou bannerul pe Facebook și zic ok, cumpăr această ofertă în Costinești, m-am hotărât, merg în Costinești, mai sunt camere libere. Așa îmi spune mea. Ajung pe site, văd că de fapt, nu mai sunt camere libere. Nasol. Prima problemă. A doua problemă, ajung pe site, rezerv camera, felicitări Booking, mi-ai luat banii, dar ce să vezi? Intru pe Facebook și văd din nou aceeași ofertă în Costinești. Cam an. Poate vreau să mergi și Neptun peste o săptămână mai încolo. Automatizarea se poate face și o recomand, însă ar trebui să fie și partea umană. În primul rând, dacă nu mai sunt camere libere, ar trebui excluse acele hoteluri, plus dacă omul a făcut o rezervare, trebuie exclus din audiență. Stop. Gata. Și a îndeplinit scopul. Bun. Și acum vorbim despre creativitate în remarketing. În primul rând, exclusivitățile. Dacă intră doar pe oferte din stațiunea Duni, atunci ok, go for it, du-te cu bannere care vorbești despre Duni și despre varietatea de hoteluri pe care tu o ai din stațiunea Duni. De asemenea, dacă merge pe mai multe stațiuni din aceeași țară, e clar că el vrea să meargă în țara respectivă, vorbește despre varietatea de oferte pe care o ai pentru țara respectivă și poate lucrul cel mai important pe care eu mi-l doresc enorm, vreau să împărtășesc acest lucru, dar prea puțin advertiseri vor părerea mea, cere-i părere. Nu-i vinde nimic. Pur și simplu întreabă ce vrei să faci vara asta. Întreabă-l unde vrea să meargă, întreabă-l care este bugetul lui și alte câteva întrebări care pe tine te-ar putea ajuta foarte, foarte mult mai apoi. Dacă știți pe acel utilizator, bineînțeles, poți să-i oferi un premiu. Orice, I don't know, niște labe de scafandru poți să-i oferi. Orice. Eu aș răspunde și gratis la acel chestionar pentru că vreau ca acel advertiser, ca acel client să afle ce vreau eu să fac și să-mi vină cu o ofertă pe tavă. Uite, am pentru tine această ofertă. Este foarte eficient pentru mine. Nu pierd timp și pot plăti un 5% în plus pentru tine, pentru că te-ai deranjat să faci acest lucru. Un exemplu foarte bun este la asiguratori. Casco. Îmi expir acum Casco. Deja primesc 1, 2, 3 telefoane pe zi. Vă expiră Casco. Adresa de mail mai este valabilă. Vrem să vă trimitem oferte actualizate pentru mașina dumneavoastră, avem o bază de date, toate informațiile și așa mai departe. Perfect! Deci nu trebuie să mai stau să mai completez un formular de casco de 25 de câmpuri?
E cel mai bine așa. La fel mi-aș dori și în cazul turismului. Mi-aș dori să las adresa de mail, să-i spun câteva lucruri despre vacanța pe care eu mi-o doresc vara asta și poate peste o săptămână să îmi trimită un mail sau să văd pe Facebook un ad cu destinația pe care eu mi-o doresc, poate la ofertă. Faptul că oferta respectivă este sau nu este, e o altă discuție. Dar aceea ține de politică de produs. Deci foarte important să le cereți părerea utilizatorilor. Eu cred că utilizatorii de internet din România sunt nevorbiți. Există sintagma asta de nevorbiți. Cere-le părerea și cu siguranță o să-ți ofere părerea. Dă-le un premiu, nu le dă un premiu foarte, foarte mare, da? Ca să dai impresia toți concursiștii. Un premiu simbolic. E suficient. Bun. De ajuns cu Google, nu mai vorbesc despre Google, acum să vorbim un pic despre Facebook. Și anume, New Target. Facebook Ads New Target, mă refer la audiență nouă, care nu a mai ajuns pe site-ul tău. Ce poți să faci? Dacă ești previzibil, oligarh, spune-i cum vrei, booking.com. Da? Targetare geografică și demografică. Targetezi o anumită zonă, un anumit segment de vârstă, ăștia sigur sunt utilizatori care merg în Bulgaria. Ăștia merg în Grecia, a 40 sau 10, 35, 45, le dăm oferte din, nu știu, Thailanda, să spunem, da? Simt că au mai mulți bani. Bun. Problema cea mai mare, aceeași ofertă pentru toți. Nu mai trăim în comunism. Nu mai mergem cu toții pe bilete de sindicat la Mamaia, la Constanța, la Tegherbio. Încearcă să targetezi specific, îți oferă Facebook această oportunitate, să targetezi audiențe specifice. Foarte, foarte mulți nu fac. Aleg doar segmentul de vârstă, geografic și poate unul, două interese care se arate, se arate ceva, să spună că am făcut o targetare complexă pe Facebook. De asemenea, din punctul meu de vedere, mare, mare atenție cu promovarea within Facebook, în Facebook. Adică mă refer la page post engagement, la sponsored stories, sponsored ads, nu știu cum să le mai spun, pentru că și Facebook le schimbă denumirea săptămânal, și la like ads, la campanii de generare de like-uri. Nu faceți astfel de strategii dacă nu vindeți ceva. Nu promovați o poză cu Santorini. Un status în care aveți o poză cu Santorini și vai ce frumos este Santorini și atât. Aveți și un link către site. Dacă promovați doar pagina respectivă, veți avea poate multe like-uri, multe share-uri, o poză extraordinară, dar Mark Zuckerberg va câștiga. Voi nu. Nu cred că cineva o să vadă, wow, ce poză are din Santorini, o să intre pe pagina de Facebook a agenției, după aceea o să ducă la About, o să vadă site-ul, o să dea click pe site și după aceea o să caute în site, pentru că trimiți-l pe homepage, o să ducă pe Santorini și o să caute în hotel în Santorini și o să rezerve un hotel în Santorini, pentru că a văzut acea poză pe Facebook, că a dat like, nu știu ce prieten. It's not gonna happen. Ok? Deci nu investiți, din punctul meu de vedere, nu investiți bani în Facebook pentru Zuckerberg, din punctul meu de vedere. Investiți banii cu cap. Dacă aveți o campanie de like-ați, comunicați USP-ul vostru. Dați like paginii și vedeți X oferte. Santorini, ok, dar cu link către Santorini. Foarte important, trackable acel link. Să știți ref, pp, whatever, ziua, luna, ce vreți voi să vedeți despre acel link. Totuși, dacă ești creativ și poți fi foarte, foarte creativ pe Facebook, construiește-ți câte o persona pentru fiecare stațiune, poate eu aș merge un pic mai mult, pentru fiecare hotel, pentru fiecare stea. Ai dunii, să zicem, nu știu de ce mi-a picat pe dunii, nici n-am fost în dunii, dar am promovat destul de mult dunii, aparent este în vogă în România dunii. Există hoteluri în dunii de 2, 3, 4, 5 stele, trebuie să mă corectați dacă nu este așa. Nu poți să îi vinzi un hotel de 2 stele cu preț de la 2 euro, 5 euro pe noapte unui aceleași om care poate ar fi interesat de 5 stele în dunii. Până sunt oameni, nu știu, poate cu lanți și așa mai departe, care vor să meargă în Bulgaria,
la hotel de 5 stele. Asta e. Dar trebuie să-ți construiești persoana pentru 5 stele în Bulgaria și persoana pentru 2 stele în Bulgaria. Cum arată 3 stele în Bulgaria, all inclusiv? Românul tipic care merge să mănânce în Bulgaria. All inclusiv, dimineața, prânz, seara și ceva între mese la piscină. E perfect. Bun. De asemenea, statusul relațional este foarte important și foarte, foarte puțin folosit în Facebook. Că e etic, că nu e etic, e partea a doua. Există the network effect. Eu nu mi-aș fi cumpărat acest telefon dacă prietenul meu cel mai bun nu avea un telefon. Pentru că nu avea ce să fac cu telefonul ăsta. Am un singur prieten, foarte bun, care și-a luat un telefon și vorbește cu acest dispozitiv. Ok, îmi cumpăr și eu un telefon. Aceasta este teoria the network effect. Îmi cumpăr ceva pentru că mai este o persoană implicată care face acea acțiune. Și aici gândiți-vă la Paris. Credeți că o persoană care e singură s-ar duce la Paris? Sau o persoană care este într-o relație sau care este engaged sau care este într-o relație de ceva timp și poate vrea să fie engaged pe Facebook? Ok? De asemenea, vindei sentimente, sentimentele pachetului, nu îi vinde neapărat prețul. O vacanță la Paris, da, valorează 199 de euro, să zicem, un preț foarte, foarte bun cu transport, cazare și așa mai departe, dar poți să-i spui, este vacanța care îți va schimba viața. Hai acum în Paris. Ok, dau click și poate și cumpăr. Ok, încercați să fiți creativi și folosiți-vă de baza de date pe care o are Facebook. A adunat foarte, foarte multe informații. Facebook știe foarte multe lucruri despre voi, despre noi, despre cumpărătorii noștri. Folosiți-le. Vi le pun la dispoziție, bineînțeles, pe bani. Dar folosiți-le și faceți mai mulți bani cu mai puțin bani. Nu cu anunțuri de genul targetez București 25-34 pentru toată lumea. Să fie. Ok. Bun. Ce spuneți dacă m-am încălzit așa un pic? Facebook Ads Retargeting. Bun. Previzibil. Facem retargeting, all visitors, da? Aceeași ofertă, a început, avem last minute la nu știu ce, Maroc. O dăm pentru toată lumea, să știe. Nu. La fel pe secțiuni din site și la fel de email marketing. Am vorbit despre lucrurile acestea. Făceți-le cu cap. Și anume, folosiți în primul rând condiționările. Aveți anumite condiționări pe care le folosiți. Toți cei care au intrat pe pagina X, dar nu au intrat pe pagina Y, Z și W. De asemenea, suprasegmentări. Ok, eu știu că ai intrat și utilizator pe site, dar pot să știu toți cei care au intrat pe site și sunt într-o relație? Pe Facebook pot. Pe GDN, pe Google, remarketing, nu pot. Perfect. Hai să folosesc asta. De asemenea, suprasegmentările de interese standard pe care le oferă Facebook, pe travel, sunt câteva, all frequent travelers, nu știu ce mai, currently traveling și așa mai departe. Toți cei care au mers, vor să meargă pe o insulă exotică, te poți folosi de ele și le poți supra-segmenta cu lista ta de remarketing. Ai 1000 de utilizatori care au intrat pe categoria de vacanțe exotice. Super! Dar din cei 1000, câți, să spunem, vor cu adevărat să meargă acolo sau au un venit de X euro sau au studii superioare. Hai să targetăm doar pe aceia și din cei 1000, targetăm doar 300. Ok, o să avem o investiție de 2 euro pe această campanie, dar acei 2 euro ne pot aduce un lead, nu zic o vânzare, un lead, pe care după aceea oamenii ăștia la vânzări ar trebui să-l transforme în turist. Ok. Custom audience este probabil tool-ul meu preferat și pe care l-aș folosi oricând, aproape oricum. Știți ce înseamnă Facebook Ads Custom Audience? Ce poți să faci? Targetezi o bază de date în funcție de adresa de mail sau numărul de telefon. Adresele de mail ai un accuracy de aproximativ 80%, numele de telefon undeva la vreo 40%. Deci dacă tu ai o bază de date strânsă, muncită,
an de-a lungul, o poți juca în Facebook și Facebook face un matching între cei care au profile de Facebook cu acea adresă de mail. Da? Și de regulă sunt undeva la vreo 80%. Targetezi o bază de date pe Facebook. Nimic mai simplu. Cum este previzibil? Previzibil este să nu faci, în primul rând. Și totuși dacă faci, urci toată baza aia de date și te dai oferta la adminii pe care o ai tu în Maroc. Veniți, vă rog frumos, pentru că știu că mă cunoașteți într-un fel sau altul. Hai să vă spun cum ar fi creativ. În primul rând, să știi cât mai multe despre acea adresă de mail. Nu contează verticalitatea, ca să spun, să nu spun lungimea, contează mai degrabă orizontalitatea. Cât mai multe celule pentru adresă de mail, cât mai multe celule pe orizontal. Ce știi despre acel utilizator? Dacă ți este un client, dacă ți-a fost un client, știi despre el foarte multe lucruri. Că a cumpărat, când a cumpărat, cu cine a fost, ce vacanță, în ce stațiune a mers, câte stele și așa mai departe. Sunt informații pe care le știi despre acel utilizator, dar tu te încăpățânezi în acea bază de date doar adresa de mail. Sau mai nou, prenumele și sexul. Am prenumele, ok, poți să personalizezi newsletter-ul, e suficient. Nu. Încearcă să ai cât mai multe informații, să adun cât mai multe informații și să-ți construiești pattern-uri. Am 300 de oameni care au mers în Grecia 4 stele. Am 1700 de oameni care au mers în Bulgaria all inclusiv duni. Ok, poate anul viitor nu le mai dau tot ofertă din duni. Poate vor să meargă în altă parte. Da? Nisipurile de aur. Sau Constantin și Elena. Nu știu. Segmentează cu datele din Facebook. Urte acea bază de date în Facebook, supra-segmentează-o cu datele din Facebook. Nu ai foarte multe informații, doar nume și prenume. Ok, pe Facebook poți afla locația, poți targetezi doar cei din Sibiu, în cazul în care ai plecări din Sibiu către Grecia, să spunem, și așa mai departe. Plus foarte multe lucruri pe care o să vi le zic în capitolul următor. Și capitolul următor nu este cel mai important capitol din această prezentare. Bun. Managementul bazei de date. Sună foarte cibernetică-like, da? Acum deschidem cursul de management al bazei de date. Când vorbesc despre baza de date, vorbesc despre adresele de mail și informațiile pe care le aveți de la clienții voștri. Dacă sunteți o agenție de turism de 10 ani, aveți o mină de aur într-un Excel undeva acolo, într-un calculator. Trebuie să o folosiți și, cel mai important, să o populați pe orizontală și să o creșteți pe verticală. Așa cum am spus la trecută, ce este previzibil, da, este o inimă aici. A, da, iubește adresa de mail, este momentul de publicitate, cum ai spus. Ultimul articol sau penultimul articol după ce o să văd această prezentare, este vorba despre o strategie all inclusive pentru baza de date pe care vă recomand să o citiți, să o citiți pe blog. Bun. Ce trebuie să faci dacă ești creativ? Primul, știi multe despre ei. Știi unde a fost, cum a plătit, când a mers, cât ți-au mers. Știi cum i s-a părut, ar trebui să știi chestia asta, ar trebui să-l întrebi după ți-a plăcut vacanța pe care ți-am oferit-o, da sau nu, și cât de mult ți-a plăcut. Știi unde ar vrea să meargă, cu cine ar vrea să meargă, când vrea să meargă. Știi când a mers anul trecut în vacanță. Poate este previzibil și va merge în aceeași perioadă. Poate ar trebui cu 2 săptămâni, o lună înainte, să începi să-l targetezi. Că știi că se pregătește să meargă în vacanță. Bun. Foarte important, știu de ce m-a ales. Știți de ce v-a ales? Preț? Notorietate? Prietenie? Sau din greșeală s-a întâmplat? Nu știți? Ar trebui să aflați. Cum puteți afla? Trimiteți-le un mail. Salut! Aveți adresa de mail. Este cel mai important, cel mai personal lucru din online pe care îl aveți de la un utilizator. Vorbiți cu el. Vă dați adresa de mail ca să dialogați. Vorbiți cu el. Nu aveți o comunicare unidirecțională în care doar îi vindeți. Uite oferta asta, oferta asta, oferta asta, oferta asta. Salut, Gigel, pentru că ai prenumele. Ce faci, Gigel?
Cum te-ai distrat tu ultima vacanță? Ți-a plăcut? Cât de mult? Spune-ne și poți câștiga ceva. Întrebați, este foarte, foarte important să vorbiți cu utilizatorii și nu doar să le cereți, să le vindeți lucruri. Dați-le și ceva în schimb. Și încercați să aveți o relație cu ei, dar mai multe pe găsit în articolul acela. Bun, pentru că Andreea mi-a spus că nu mai am timp, trebuie să vă spun care este cel mai important element din prezentare. Cel mai important element din prezentare este că v-am vorbit despre cum poți să faci cu mai puțin bani. Adică doar jumătate, am adus jumătatea prezentării. Asta nu se zic, Andreea. Mai avem încă 35 de minute. Bun. Cum poți să faci mai mulți bani, mai puțin bani, faci prin creativitate. Cum poți să faci mai mulți bani prin, din nou, sună ASE, sustenabilitatea produsului tău. Gândește pe termen mediu lung. Nu te gândi ce fac vara asta. Gândește ce faci vara asta, pentru că trebuie să mănânci, trebuie să le dai oamenilor să mănânce, angajaților tăi, însă încearcă să faci un plan pe termen mediu și lung. Gândește la bază de date, gândește la ce utilizatori pe care îi ai, gândește cum poți afla cât mai multe despre ei și cum poți anul viitor ai plătit pe o conversie cât 10 euro, 20 de euro, 50 de euro pe acel senior. Trebuie să aduci 5 și adus un singur senior. Cu acel senior, anul viitor nu trebuie să mai ai nicio cheltuială. Poate doar o trimitere de newsletter în care spui: salut, mai am o altă ofertă pentru tine, potrivită pentru tine. Uite unde o să-ți petreci anul ăsta vacanța. Și ai cost zero. Gândiți-vă la sustenabilitate, foarte important, la produsul vostru, pentru că vorbim de creativitate și când vorbim de creativitate, vorbim, în România avem, nu știu dacă cunoașteți brandurile, Rea Costa, vă sună cunoscut? Da. Da, am auzit un da. Exact, fashion, Dume de Mestecat, fashion, Don Papillon, fashion, Banca Transilvania, Ivatel, Pegas și așa mai departe. Avem branduri în România, avem branduri de ceva timp, pe care trebuie doar să le creștem, sustenabil. Este foarte important. Este bună creativitatea, dar trebuie să mergem și în partea aceea de lume, înspre Israel, în care avem foarte mulți cursuri superioare, care se gândesc, foarte mulți economiști, care se gândesc sustenabil. Nu ce fac vara asta, nu ce mănânc vara asta, ci ce voi mânca peste 10 veri. Sau în ce țară o să mă duc? În Belize? Sau unde era, de unde era poza aceea? Zanzibar. Când o să mă duc eu în Zanzibar? O să stau liniștit, baza de o să funcționeze pentru mine, angajații o să funcționeze pentru mine, o să stau în Zanzibar un an. Și o să vorbesc doar pe mail cu angajații mei. Și le plătesc prin internet bank de la Banca Transilvania. Și pe cuvântul meu că n-am primit niciun leu pentru chestia asta. Nu folosesc serviciile Banca Transilvania, dar este un brand românesc și trebuie susținut. Foarte important, nu există doar creativitate, trebuie să ai și sustenabilitate, trebuie să ai o predictibilitate totuși și un plan pe termen mediu și lung. Foarte important, unicitate. Toate aceste branduri au în ele unicitate. Le cunoașteți, le folosiți, le-ați folosit, le îndrăgiți, le veți folosi pentru că au ceva unic. Însă, unicitatea este efemeră. Este foarte important planul pe termen mediu și lung pe care îl poți avea. Bun, și închei cu acest... este o maximă pe care mi-a venit, nu știu, undeva la 2 dimineața. Învinge politica de forța unei superputeri prin libertatea spiritului tău. Forța unei superputeri, booking.com, libertatea spiritului tău este agenția ta de turism nișată, care poate crește prin unicitate și creativitate, bineînțeles, cu un plan pe termen mediu și lung. Mulțumesc! Întrebări? Dacă aveți, te rog. De acord. Psihologie inversă. Ai auzit de psihologie inversă? Vag. Nu face lucrul respectiv. Dacă îi spui unui copil nu face chestia aia, acel copil îți face să facă fix lucrul respectiv. Nu pot să dau un exemplu concret din turism, dar pot să dau un exemplu concret din industria de biciclete. Un client pe care era la WebDigital a
am avut un client destul de micuț, o campanie pe search. Pentru că aveam un buget foarte, foarte mic, da, să vândem biciclete, nu ne permiteam să aruncăm cu banii stânga și în dreapta și am inovat prin anunțuri. Am avut anunțuri de genul, erau semicursiere și ne-am gândit, pentru că am făcut personal marketing inclusiv în search. Și m-am gândit că o semi, nu, erau pliabile. Biciclete pliabile și am zis că, ok, biciclete pliabile sunt pentru hipster. Ce anume urește un hipster? Poate urește o pițipoancă și o bocală. I-am spus, nu da click dacă ești pițipoancă. Și am avut o rată de click enormă. Enormă. Interzis pițipoancă. Așa am scris în anunț. Ok, a ajuns pe site. Dacă a cumpărat sau nu este o altă discuție. Însă poți avea creativitate în absolut orice. Este foarte important să faci un pas în spate, să te gândești cum poți să faci lucrurile altfel. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Tot vag. Ok. Bine. Vorbim după, dacă vrei un pic mai mult, despre soluțiile pe care poți să le ai aplicat pe ceea ce ai tu. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Întrebări, delăbuiri, critici? Aștept critici. Nu? Ok. Vă mulțumesc foarte mult.